Hey, mam. Merge. Hello, nu fi timidă. Hello. Suntem la o așa din nou. Eu sunt pentru a treia oară aici, tu a câte oară? Am multă oară. Am multă oară, ok, eu sunt mai nouă. Ideea e că am zis să facem un 1 decembrie mai special, că tot a fost centenarul. Și am avut așa o zi demnă de un film James Bond ieri. Să vă povestim. Ce am făcut ieri? Am mers să vedem, am mers să vedem parada, evident, de la Alba Iulia, că e tot aici aproape de Oașa. Oașa aproape de Alba, în fine. Așa, și era foarte multă lume și nu găseam, nu reușeam să vedem și zicem, ok, ce să facem, că toată lumea se cățăra pe diverse chestii, toată lumea voia să vadă. Eram, din nou, cum am zis, multă lume în fața noastră, abia dacă puteai să arunci un ac. Și am văzut o terasă, un balconaș la unui hotel din apropiere, cred că era hotel de la cetate, nu? Hotel Cetate. Hotel da. Cetate, la apropiere de cetate. Ok, și ne-am dus să vedem dacă putem să intrăm, să avem acces pe terasa aia. Și bineînțeles că chelnera de acolo n-a fost de acord, nici nu prea nu vedeam dacă sunt uși. Bine, nici nu aveai nici nu erai, să da. Ieși pe terasa respectivă. Sau cel puțin nu pe unde am fi putut noi clienții. Așa? Așa că ne-am gândit, de fapt, frate, tu s-o gândi, nu? Da, Andrei. Da, să mergem la etajul 2. Și de la etajul 2 am ajuns la etajul 10. Fiind ultimul etaj, etajul 10. Așa. Unde am avut o vedere superbă, deci s-a văzut parada extraordinar, doar că am avut niște vecini la etaj. Niște vecini mai special, da. Din trupele speciale. Mai din trupele speciale la etajul, adică pe bloc, pe clădire, cum ar veni, pe hotel. Deci în prima fază nici nu ne-am dat seama ce-i cu ei, cine sunt, ce vor de la noi, așa, sau mă rog, în general. Da, mai era un băiat acolo și vine și întreabă, na, cum au ajuns ăsta, sau ce-i cu ei, cum au ajuns, și pe geam și-a întrebat cum ați ajuns acolo. La care ne-au dat un răspuns foarte drăguț, ce-au zis, cum nu știu. Cu multă școală și cu multă inteligență. Erau foarte plini de ei și mândri de prezența lor acolo. Da, da, noi am zis că fac și ei pe deștepții, că sunt ironici și ăsta, și asta e. Ca mai târziu, după ce s-o cam gata parada, eu eram încă atentă pe asta, pe geam, să văd ce se mai întâmplă pe acolo, că deja jandarmii nu mai puteau să controleze mulțimea, era ăsta așa, mersi. Era mult îmbuzeală, nu era toată lumea în mijlocul drumului pe acolo, se vedea de sus de la așa. Și ne-am trezit în spatele nostru cu niște băieți mascați care oricum vor și ei să ia liftul, că da, e foarte normal, nu? Adică să te duci cu pușca în spate și cu toate ăsta, ce avea pe acolo, lezi? O cutie, da, așa imensă, cu pușca, de fapt, un ghezdan în spate. Și, bineînțeles, eu l-am prins... Ce? Dovedit a fi vecinii noștri. De la etaj, dar vecinii noștri lunetiști. Foarte tare experiența, după care, experiența, mă rog, așa, ca idee, după care am mai stat și vreo oră și ceva după autobuz, oh. Ca să ne întoarcem. Partea neplăcută. Da, partea neplăcută. Toată ziua a fost super tare, până când am înghețat de frig când să luăm autobuzul să ne ducă înapoi la zona de parcare, că na, era... A fost ceva probleme pe traseu, aglomerație, da. Stat în coloană și ne-am trezit că am așteptat noi o oră, iar alții vreo două ore și... Da, că orașul a fost închis și toate parcările, adică toate mașinile au parcat la 10 km în afara orașului? Nu. 90 km, da. 90 km în afara orașului, da, deci am avut ceva de înghețat, nu doar de așteptat. Deci tot ziua a fost perfect, n-am înghețat prea tare până când a trebuit să așteptăm după autobuz. Și cam asta e povestea de centenar 1 decembrie cu la Alba Iulia, cu colega mea din generală, când am mai fost într-o excursie din casa a patra. A patra. Da, deci foarte tare experiența.
Așa și asta am vrut să vă povestim, cum am petrecut noi 1 decembrie, ziua 100 de ani în România. Da, cum am aniversat noi 100 de ani ai României. Vă mai arătăm un pic din priveliștea asta pe care v-am mai arătat-o și în alte dăți. De la Oașa, minunatul lac Oașa. În spatele nostru nu se observă așa de bine, dar așa de bine se oglindește partea aia cu zăpadă a malului, încât dacă te uiți în lac, zici că e prăpastie, zici că pici în gol și foarte, foarte interesant. Așa, și cam asta am avut să vă povestim. Am avut un 1 decembrie foarte special. Foarte special și deosebit și na, ce am mai contribuit la, să zic, nu neapărat peripetirea, toată experiența, e că cei de la Ascor au cântat colinde. Ascorul și Liga Studenților au cântat colinde la, ce era, sediu bisericii? La Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, dacă nu mă înșel, din Alba Iulia. Ok. Și eu nu le-am așa bine cu termenii, sunt mai păcătoase de felul meu. Nu era casa parohială, nu? Cum se numea? Nu, unde în incinta bisericii, jos la un fel de subsol. Adică sub... Eu am încăpere amenajată la subsol și acolo am fost întâmpinați cu ceai cald și colinde și oameni faini și așa, mă rog, nu chiar și povești spuse la gura focului, dar nu mai lipsea mult până, nici până la alea. Mulțumim că ne-ați ascultat și ne revedem, nu putem să zicem că ne revedem la celălalt centenar, că nu o să durăm până atunci, din păcate, dar numai bine să aveți, v-am pupat! Pa!